Antonie Solomon a fost adus astăzi la Curtea de Apel Pitești, unde se judecă recursul formulat de către avocații edilului față de decizia magistraților Tribunalului Argeș de respingere ca neîntemeiată a celei de-a doua cereri de eliberare sub control judiciar. Recursul are loc o zi înainte de primul termen al judecării pe fond a dosarului de corupție în care a fost arestat preventiv primarul suspendat al Craiovei, care se va desfășura mâine la Tribunalul Argeș. Solomon, care este acuzat pentru luare de mită în formă continuată și fals intelectual, a fost adus de la penitenciarul Colibaș încătușat și sub escortă, cu o dubă a Administrației Naționale a Penitenciarelor. La coborârea din mașină, fostul primar al Craiovei nu a dorit să vorbească cu jurnaliștii.